la stânga. Promoție pe loc de post. Promoție, aliniați. Promoție drept. Promoție pe loc repaus. Promoție drept. Promoție pentru noi spre stânga, prezentați armi.
Domnule secretar de stat, absolvenții Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna sunt gata pentru vizitatea de absolvire. Sunt directorul școlii, comisar șef de poliție penitenciară, Vasile Scutaru. Pe loc de pauză. Doamnelor și domnilor, promoția 2022 a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna vă salută și vă urează bun venit la festivitatea de absolvire. Vă mulțumim tuturor celor care ați ales să ne însoțiți astăzi pașii pe drumul de debut al carierei de agent de poliție penitenciară. Urăm așadar bun venit invitaților noștri și vă asigurăm că prezența fiecăruia dintre dumneavoastră ne onorează în mod deosebit. Astăzi celebrăm absolvirea promoției 2022, eveniment prin care marcăm în mod festiv împlinirea a 25 de ani de la înființarea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, instituție de învățământ militar devenită emblematică pentru sistemul penitenciar românesc. De existență în care, generație după generație, agenți de poliție penitenciară au avut șansa să se formeze aici ca oameni și ca buni profesioniști. Ne exprimăm pe această cale bucuria că suntem absolvenți ai școlii în acest an festiv și suntem mândri că promoția de anul acesta va purta numele de SNPAP 25. Mulțumim pe această cale conducerii școlii pentru frumosul gest simbolic pe care l-a făcut promoției noastre, acordându-ne în dar o stea în granițele constelației boreale regele, stea care va purta pentru totdeauna numele promoției noastre, SNPAP 25, un dar care simbolizează speranța, încrederea și bucuria. Eforturile depuse și provocările întâmpinate pe tot parcursul anului școlar ne-au pregătit pentru ceea ce urmează pentru noi. Am învățat, am experimentat și ne-am dezvoltat, iar acum ne pozijăm înaintea dumneavoastră, bine pregătiți și dornici să pășim spre cariera aleasă, în care integritatea, corectitudinea și responsabilitatea vor fi pilonii de bază în activitatea profesională. Prezența dumneavoastră aici, alături de noi, ne motivează să devenim buni profesioniști și cetățeni responsabili. Avem deosebită onoare să salutăm participarea la festivitatea de absolvire de astăzi a domnului Bogdan Ilea, secretar de stat în Ministerul Justiției, a cărui prezență ne confirmă încă o dată, fără echivoc, faptul că pregătirea personalului din sistemul penitenciar reprezintă un domeniu de interes deosebit pentru Ministerul Justiției. Salutăm cu ales respect pe directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de poliție penitenciară, dr. Dan Halkin, a cărui prezență ne onorează în mod deosebit, ocazie cu care îl asigurăm de toată considerația noastră. Urăm bun venit cu mare căldură și prietenie preacucernicului părinte Ioan Bârgăoanu, protopop al protoieriei Onești,
căruia îi mulțumim în mod sincer și deschis pentru toată disponibilitatea și căldura cu care ne-a fost alături în momentele importante pe care le-a trăit școala noastră în ultimii ani. Salutăm deopotrivă cu mare onoare pe preotul capelan de poliție penitenciară Florin Smarandi, preot coordonator al preoților din sistemul penitenciar. Salutăm cu bucurie și prețuire reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarilor din Republica Moldova. Pe doamna Ludmila Zghibarță, director al Centrului Instructiv din Chișinău. Și pe doamna Comisar Principal de Justiție, Iuliana Strunga, șeful Direcției Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Management Instituțional. Salutăm pe reprezentanții instituțiilor de învățământ din cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională ale Statului. Adresând sincere urări de bun venit domnului comisar șef de poliție dr. Vasile Tache, directorul Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina, președintele în exercițiu al rețelei școlilor de învățământ militar din România. Transmitem un călduros bun venit directorilor unităților penitenciare și directorilor regionali, mulțumindu-le pentru prezență și asigurându-i că școala va fi mereu un partener serios în formarea unui personal de calitate. Să-i primim cu aplauze și pe foștii profesori și directori ai școlii care s-au dedicat acestei instituții și au avut plăcerea de a fi astăzi alături de noi și în mod deosebit pe domnul colonel în rezervă Ioan Grecu, primul comandant al școlii, prezent astăzi la festivitate. În numele colegilor noștri dorim să mulțumim întregului corp profesoral, personalului școlii care ne-au îndrumat cu responsabilitate și dăruire, care au vegheat la buna noastră pregătire și ne-au susținut mereu. În deschiderea festivității de absolvire, îl invităm la cuvânt pe directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, domnul comisar șef de poliție penitenciară, Vasile Scutaru. Stimate domnule secretar de stat, stimate domnule director general, Sfinția voastră, Părinte Protopop, preacucernici părinți, domnule primar, onorată asistență, dragi elevi. Anul 2022 are o semnificație aparte pentru Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, pentru că în anul acesta instituția noastră împlinește 25 de ani de la înființare, iar astăzi adăugăm acestei frumoase aniversări și sărbătorirea absolvirii pentru promoția de elevi care a finalizat cu succes un an școlar provocator și intens. Vă spun așadar bun venit la festivitatea de absolvire și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi și de absolvenții noștri pentru a sărbători împreună unul dintre cele mai frumoase momente din viața școlii și a fiecărei promoții de elevi. Rostirea jurământului de credință față de țară, față de justiție și față de poliția penitenciară, noua familie din care, începând de astăzi, aceștia vor face parte. Deși instituția noastră organizează acest frumos eveniment în fiecare an, trebuie să vă mărturisesc faptul că pe noi, cei care le-am fost dascăl și îndrumători, ne încearcă aceleași emoții de fiecare dată și suntem cu sufletul alături de fiecare generație în aceeași măsură. La împlinirea unui sfert de veac de existență a școlii de la Târgu Ocna, așa cum am devenit noi cunoscuți, putem afirma cu convingere că instituția a cunoscut o evoluție constantă și trainică și se mândrește cu o istorie care acumulează o serie de realizări remarcabile pentru noi. Cum ar fi mărirea cifrei de școlarizare de la 100 de locuri la înființare la 290 de locuri cât are școala în prezent, sens în care, din anul 2014, școala s-a extins prin înființarea structurii de învățământ arondate la Arad, cu 60 de locuri. Acreditarea școlii de către Ministerul Educației, care a făcut posibil ca începând cu anul 2013 să devină instituție de învățământ preuniversitar militar, parte a Sistemului Național de Învățământ. Implicarea școlii ca inițiator sau ca partener în proiecte cu finanțare europeană, care a generat pe cale de consecință modernizarea infrastructurii școlii, a programelor de pregătire și digitalizarea procesului de școlarizare. În anul 2013, Școala Națională a devenit membru fondator al EPTA, rețeaua Academiilor de Pregătire a Personalului de Penitenciare din Europa, iar în anul 2019 a deținut președinția acestei organizații europene. Începând cu anul 2018, Școala Națională a început organizarea de programe de pregătire pentru studenții Academiei de Poliție Alexandru Iancuza București,
dar și pentru grupe de studenți din cadrul Academiei de Pregătire a Personalului de Penitenciare CRUS din Norvegia. Începând cu anul 2019, în baza legii 145 privind statutul polițiștilor de penitenciare, Școala Națională a devenit coordonator al tuturor cursurilor de inițiere organizate în sistemul penitenciar. De asemenea, din anul 2021, școala noastră este membru fondator al rețelei școlilor de învățământ militar din România, denumită RESIM, al cărei președinte se află astăzi alături de noi, ocazie cu care îl salut pe domnul comisar șef de poliție, dr. Vasile Tache, directorul Școlii de Poliție Câmpina, instituție care anul acesta deține președinția acestei rețele. Acestea sunt doar câteva dintre realizările de referință ale școlii noastre, pe care ne-am dorit să le împărtășim cu dumneavoastră astăzi, în moment de sărbătoare. Ocazie cu care doresc să vă mulțumesc tuturor celor care, de-a lungul acestui sfert de veac, v-ați dedicat toată priceperea și abnegația pentru modernizarea și evoluția Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Așadar, în cel de-al 25-lea an de existență, vă primim pe toți cei prezenți cu drag și cu încredere într-un viitor mai bun, drept pentru care, în calitate de director al școlii, vă rog să-mi permite să spun astăzi, la mulți ani, SNPAP. Dragi absolvenți, dacă anul acesta este an de mare sărbătoare pentru școală ca instituție, ziua de astăzi vă este dedicată vouă, absolvenți meritoși, aflați la finalul etapei de pregătire, la începutul carierei de polițist de penitenciar. Timp de un an de zile, școala v-a avut în grijă spre formarea voastră ca buni profesioniști, cetățeni model și buni români. Iar aceasta a reprezentat pentru noi, ca de fiecare dată, o mare responsabilitate, dar și o mare onoare. Am încercat mereu să vă fim aproape și să simțiți că ne pasă de voi. Acum, la momentul absolvirii, vă spun cu sinceritate că noi am făcut tot ce ne-a fost în putință ca experiențele și activitățile din timpul petrecut la școală să fie plăcute, utile și memorabile. Rămâne ca voi să decideți dacă ne-am făcut pe deplin datoria, iar asta se va reflecta fără echivoc în evoluția voastră profesională și, de ce nu, în evoluția voastră în plan personal. Momentul rostirii jurământului trebuie să rămână în memoria fiecăruia dintre voi ca reper moral și profesional indestructibil, pentru că acesta reprezintă momentul de legământ față de tot ceea ce e important pentru cariera voastră. Respectul față de lege, grija și respectul față de ființa umană și atașamentul față de profesia pe care cu bună știință ați ales-o. Avem încredere deplină în tot ceea ce veți realiza, pentru că am fost permanent alături de voi pe parcursul acestui an de pregătire și am văzut îndeaproape cât de mult ați muncit, cât de conștiincios v-ați pregătit, cât de mult ați strâns din dinți când v-a fost greu, cât de puternic și curajoși ați fost atunci când a trebuit să vă ridicați fruntea sus după o perioadă ispăvitoare. Desigur, drumul pe care pășiți astăzi nu este unul fără dificultăți și provocările pe care va trebui să le depășiți nu vor fi puține. Însă suntem aici convinși că atunci când vă va fi greu, vă veți aminti ce ați fost învățați aici, la școală. Sunt convins că astfel veți reuși să găsiți resurse și soluții să mergeți mai departe, mândri, integri și drepți. Profit de această ocazie pentru a transmite familiilor voastre și celor apropiați mulțumiri pentru răbdarea cu care v-au susținut timp de un an de zile și pentru faptul că au avut încredere în voi. În final, cu ocazia absolvirii și acordării gradului profesional de agent de poliție penitenciară, dragi absolvenți, vă felicit și vă urez succes în tot ceea ce aveți de împlinit de acum înainte. Promoție pe loc, repaus. Reușita profesională și personală care încununează acest an este obținerea gradului profesional de agent de poliție penitenciară de către absolvenții școlii. Invităm acum pe domnul comisar șef de poliție penitenciară Claudiu Românu, directorul Direcției de Management Resurse Umane din Administrația Națională a Penitenciarelor, pentru a da citire deciziei directorului general de acordarea gradului profesional de agent de poliție penitenciară absolvenților din Administrația Națională a Penitenciarelor din România.
Decizia numărul 976 din 30.08.2022, în temeiul articolului 13, alineatul 1, litera A, din legea 145/2019, privind statutul polițiștilor de penitenciare, articolul 93, alineatul 1, din anexa 1 a ordinului 2412/2013, privind pentru aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și a metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agente penitenciare la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, în conformitate cu prevederile articolului 7, alineatul 4, din hotărârea Guvernului 756/2016, privind organizarea și funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 652/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, se emite prezenta decizie. Articolul 1. Începând cu data de 1 septembrie 2022, un număr de 220 absolvenți ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, învățământ de zi, seria 2021-2022, promoția SNPAP 25, se repartizează în unitățile din sistemul Poliției Penitenciare după cum urmează. În domeniul siguranța deținerii și regim penitenciar, 203 absolvenți, 175 bărbați și 28 femei. În domeniul economico-administrativ, 17 absolvenți femei. Articolul 2. Începând cu data de 1 septembrie 2022, absolvenților Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, seria 2021-2022, promoția SNPAP 25, li se acordă gradul profesional de agent de poliție penitenciară, se încadrează ca polițist de penitenciare definitiv și se numesc în funcție conform competențelor. Prezentarea absolvenților la unitățile penitenciare de încadrare se va realiza începând cu data de 2.09.2022. Administrația Națională a Penitenciarilor și unitățile subordonate vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei decizii, semnează comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan Harchin, director general Administrația Națională a Penitenciarilor. Promoție pe loc de pauză. Alături de noi trăiesc aceleași emoții și colegii noștri din Republica Moldova. Invităm la microfon pe doamna comisar principal de justiție, Iuliana Strunga, pentru a se adresa absolvenților din Republica Moldova. Bună ziua! Stimate domnule secretar de stat, domnule director general, domnule director, stimați profesori, onorați oaspeți și absolvenți! Am onoarea să vă salut pe toți împreună și fiecare în parte. Astăzi am deosebitul prilej de a mă afla în aceste clipe de sărbătoare alături de dumneavoastră la acest eveniment special. Pe parcursul mai multor ani, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a devenit emblematică atât pentru sistemul penitenciar românesc, cât și pentru cel din Republica Moldova. Prin munca și efortul fiecăruia dintre dumneavoastră, ați oferit șansa mai multor generații de agenți și ofițeri să se formeze aici ca oameni profesioniști de cel mai înalt nivel. O regulă a vieții spune foarte clar că înainte de a cere trebuie să oferi. Unul dintre lucrurile pe care noi trebuie să-l oferim personalului penitenciar este posibilitatea de a obține cunoștințe menite să răspundă direct necesităților de dezvoltare a sistemului penitenciar. Iar Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna este pârghia în realizarea acestei misiuni. Semnificației și importanței acestui eveniment, la care avem deosebită plăcere să participăm, le sunt adăugate și emoțiile pe care absolvenții le simt la despărțire. Prin absolvirea școlii, ei deja vor reprezenta cu mândrie sistemul penitenciar din Republica Moldova. Iar jurământul de credință se va transforma într-un mod de viață dedicat serviciului patriei și ordinei de drept, alegând cu convingere să-și dăruiască toată priceperea și știința în serviciu societății. Odată cu deplină apreciere și admirație sinceră pentru profesionalismul, dedicarea și responsabilitatea cu care abordați atribuțiile ce vă revin, îmi exprim încrederea că și în viitor vom avea o colaborare fructuoasă. Dragi colegi,
vin cu cele mai sincere urări de sănătate, succes, bunăstare și fericire dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Iar absolvenților le doresc verticalitate, principialitate, curaj și realizări remarcabile în activitatea de loc ușoară. Felicitări! Urmează cel mai emoționant moment al festivității de absolvire, moment ce va rămâne veșnic întipărit în sufletele absolvenților noștri. Jurământul de credință reprezintă promisiunea noastră solemnă față de valorile sistemului din care vom face parte, piatra de temelie a întregii noastre evoluții profesionale. Domnule director, vă rugăm să ne îndrumați în rostirea jurământului de credință. Promoție drept! Garda drapelului în fața formației mars! Agenți de poliție penitenciară, rostiți după mine! Jur! Jur! Să respect Constituția! Să respect Constituția! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului! Să aplic în mod corect! Să aplic în mod corect! Și fără părtinire! Și fără părtinire! Legile țării! Legile țării! Să îndeplinesc conștiincios! Să îndeplinesc conștiincios! În datoririle ce îmi revin, în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional, și să respect normele de conduită, profesională și civică. Promoție drept, garda drapelului în formație mărs. Pe loc repaus. Agenți de poliție penitenciară, prin jurământul de credință rostit astăzi, deveniți cu bună știință parte a sistemului penitenciar din România. Ați ales de bună voie și cu toată convingerea să apărați legea și valorile umanității. Să credeți în justiție și să luptați pentru înfăptuirea ei. Să vă doriți toată priceperea pentru binele și siguranța societății. Să trăiți în spiritul onoarei și al sacrificiului. Ați jurat să fiți buni camarazi și să aveți grijă de colegul de lângă voi, ca să vă întoarceți de fiecare dată tefe la familiile care vă așteaptă acasă. Ați jurat să nu vă fie frică și să nu îngenunchiați niciodată în fața provocărilor și tentațiilor ce vă vor ieși în cale. Și că, indiferent de ce se va întâmpla, nu vă veți pierde credința, speranța și curajul. Ați ales să fiți polițiști de penitenciare, neînfricați, integri și buni profesioniști. Așa se vă ajute Dumnezeu. Servesc patria! Promoție pe loc repaus.
Întrucât profesia de agent de poliție penitenciară implică multă responsabilitate, asumare și nu de puține ori cei care îmbracă uniforma sunt expuși riscurilor, este important ca participanții la ceremonia de astăzi să conștientizeze valoarea menținerii unui echilibru între partea profesională și cea spirituală. În continuare, adresăm rugămintea preacucernicilor părinți să binecuvânteze această promoție pe oaspeții noștri și pe toți cei prezenți alături de noi în această zi de sărbătoare. Promoție drepți! Promoție descoperiți! Promoție pe loc de pauză! Nu este stăpânit
Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Domnului să ne rugăm. Dumnezeul nostru, Împărate al Cerului și al Pământului, Cel ce a iubit pe îngerii Tăi noștri cerești ca să plinească poruncile Tale, iar popoarul să le fie ocrotitor și povățitor, Cel ce pe Sfinții Tăi Apostoli a intrat armat cu îndrăzneală să dobândească lumea pentru credința cea adevărată, prin propovăduirea Evangheliei a pe Sfinții Mucenici, să lupte până la jertfa vieții pentru întinarea neștirbirii acesteia, însuți Împărate și Doamne. Și pe acești tineri absolvenți care acum cu jurământ se leagă pentru Sfânt numele Tău, întărește-i și îi umple de Duhul vitejiei și al bărbăției spre biruința asupra tot vrăjmașul. Întărește-i în credința cea întru Tine și în legea Ta cea sfântă, însuflețește-i și sporește întru dâns și dragostea de țară. Așa, Doamne, auzi-ne pe noi în ceasul de acum. Binecuvintează și întărește jurământul acestor tineri, ajutându-le să fie vrednic de nădejde și de încrederea țării într-o slavă numai Tău, în vecii vecilor. Amin. Sfântule, binecuvintează! Sfântul adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunele preacurate mai sale, ale Sfinților, Slăviților și tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, cu
copiii săi și ale Sfinților 40 de mucenici ocrotitori acestor instituții și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un buș de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Promoție drept, promoție acoperit, promoție pe loc de pauză. Provocările personale și profesionale vor fi numeroase, dar avem credința că le vom depăși, pentru că experiența anilor ce vor urma se va clădi pe sentimentul că misiunea noastră e nobilă și profund umană. Ne bucurăm de rezultatele noastre, dar în aceeași măsură suntem mândri și de performanța colegiei noastre, care s-a remarcat prin cele mai bune rezultate la sfârșitul acestui an de pregătire. Dăm citire deciziei de numire a șefului de promoție. Decizia numărul 400.118 din data de 30.08.2022. Directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, în conformitate cu prevederile articolului 75 aliniatul 1 litera F din Statutul Elevilor din Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, aprobat prin decizia Directorului General al Administrației Naționale a Penitenciarelor numărul 508/2014, emite prezenta decizie. Pentru rezultate deosebite obținute la cursurile Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna în anul școlar 2021-2022, se numește șef al promoției SNPAP 25, absolventa Muntea Georgiana Denisa, cu media de absolvire a cursului 9.80. Gradul, numele și prenumele șefului promoției vor fi înscrise pe placa de onoare a școlii. Semnează directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, comisar șef de poliție penitenciară Vasile Scutar. Promoție pe loc, pe pauză. Domnule secretar de stat, domnule director general, domnule director, stimați profesori și onorată asistență, mă adresez astăzi, dumneavoastră, cu deosebită stimă, în calitate de șef al promoției 2022 al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Vă mulțumim că sunteți aici pentru a ne susține și pentru a împărtăși cu noi bucuria acestei zile, în care dobândim gradul profesional de agent de poliție penitenciară și, totodată, aniversăm 25 de ani de la înființarea școlii, care fiecare an formează agenți bine pregătiți, care vor aduce plus valoare sistemului penitenciar românesc. Vă mărturisesc că am parcurs un an greu, plin de muncă și implicare, în care am dobândit cunoștințe temeinice în alte competențe profesionale, dar și valoroase calități umane, care vor contura statutul pe care l-am dobândit astăzi, în urma jurământului de credință. În această perioadă am întâlnit oameni minunați, de la care am avut de învățat și care ne-au marcat drumul în viață, prin performanțele și devotamentul lor. Reușita noastră se datorează profesorilor, care ne-au fost alături și ne-au insuflat valori etice și morale și ne-au format de prinderi pe care le vom pune cu încredere în practică în unitățile penitenciare în care vom lucra. Țin să mulțumesc pe această cale, împreună cu colegii mei, celor care au avut încredere în noi, ne-au sprijinit și ne-au fost alături, părinților, prietenilor și mai ales domnilor profesori. Nu în ultimul rând, am deosebită plăcere de a-i felicita și de a le ura succes în carieră celor care m-au fost colegi pe parcursul acestui an școlar și alături de care am pornit cu încredere în atingerea scopului nostru comun, acela de a absolvi Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna,
și rămâne să dovedim prin fapte că vom fi capabili să ne dedicăm profesiei noastre. În încheiere, în numele tuturor colegilor, vă mulțumim că ne acordați încrederea că promoția SNPAP 25 va fi una de referință pentru sistemul penitenciar românesc. Vă mulțumesc! Domnule secretar de stat, permiteți-mi să iau loc în formație. Pentru că relația Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare cu autoritatea publică locală este una cu totul specială, îl salutăm și îl invităm la cuvânt pe domnul Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, mulțumindu-i totodată pentru colaborarea de excepție pe care o promovează în relațiile cu școala noastră. Bună ziua, domnule secretar de stat, domnule director general, domnule director al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, stimați invitați, astăzi la Târgu Ocna pentru noi este o onoare și o mândrie că un eveniment de înaltă ținută se întâmplă aici, în piațeta centrală a orașului. Ce poate fi mai frumos când cu toții ne-am adunat să fim alături de acești tineri frumoși când pleacă într-o nouă provocare. Promoția 25 reprezintă ceva, primii 25 ai acestei școli distinse, care un om cândva a gândit că poate să pună pe frontispiciu și pe harta României, aici la Târgu Ocna, o școală. Aici este domnul colonel Grefu, pe care îl felicit și mă bucur că astăzi a putut să fie alături de noi. Permiteți-mi să aduc salutul administrației locale, primăriei, executivului, consiliului local și să vă transmit că tot ce este mai frumos și tot ceea ce ține de noi vom face ca această școală să dăinuie în timp și să știți că așa cum dumneavoastră reprezentați o instituție de elită în sistemul de penitenciare și în Ministerul Justiției, să știți că și pentru noi, pentru comunitatea din Târgu Ocna, reprezentați o instituție de elită. Ceea ce faceți acolo, faceți un lucru de înaltă ținută morală, de înaltă ținută, vă pregătesc distinsii profesori și educatori și doamnele profesori și celălalt personal pentru a porni în viață și pentru a duce mai departe valorile românismului. Nu rămâne acum decât să vă felicit, să vă urez succes și simbolurile orașului pe care noi le promovăm, frumusețea, credința și eroismul, să rămână în sufletele voastre, să le duceți acolo, acasă, la voi, în noile locuri de muncă și să reveniți cu plăcere aici, la Târgu Ocna, pentru că sunt convins că o parte din energia orașului ați preluat-o și voi și o parte din energia voastră ați lăsat-o orașului. Vă așteptăm și în calitate de turiști și în calitate de oameni ai acestei frumoase instituții și tot ce este mai frumos. Vă felicit, la mulți ani, succes în ceea ce veți face și tot înainte. Promoție pe loc, repaus. Acum, la 25 de ani de la înființarea școlii, trebuie să recunoaștem cu sinceritate faptul că Administrația Națională a Penitenciarelor a fost și rămâne în permanență un partener și un sprijin real în toate activitățile și proiectele școlii noastre și tocmai de aceea, cu deosebită onoare, îl invităm la cuvânt pe domnul comisar șef de poliție penitenciară, dr. Dan Halkin, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Stimate domnule secretar de stat, stimate domnule primar, stimate domnule director al școlii, stimați reprezentanți ai instituțiilor de stat, dragi profesori, preacurceni și părinți, stimată audiență, prețioși absolvenți. Este într-adevăr o onoare și o mare responsabilitate pentru cineva
de a lua cuvântul în fața unei promoții într-un asemenea moment al absolvirii. Cu atât mai mult cu cât absolvenții sunt îmbrăcați în uniformă. Sunt convins că așteptați câteva îndemnuri. Părinții așteaptă și dânsii câteva lucruri care să dezvolie ce va urma pe viitor. Prin urmare, am să încerc să mă ridic la nivelul acestui moment și, din experiența pe care o am, să vă transmit câteva îndemnuri și câteva sfaturi, să spun așa. Este într-adevăr o onoare și o plăcere să fiu în acest punct zero al pregătirii în domeniul penitenciar, Școala Națională de la Târgu Ocul. V-ați ales o carieră și ea se va derula pe o perioadă de timp care pare lungă, dar vă asigur ca om care am trecut borna celor 20 de ani de experiență în acest sistem, că vor trece într-o clipită. Și sunt câteva lucruri la care vă rog să vă gândiți, să meditați și, dacă sunteți de acord cu ele, să le și preluați. Pentru că vă vor ajuta. Pe mine unul m-au ajutat. În primul rând, vă adresez îndemnul de a vă dar stat deoparte de mediocritate. Și, în general, încercați să nu adoptați, să nu urmați căile cele mai ușoare. De ce? Pentru că acolo aglomerația este foarte mare și, în general, vrem să obținem rezultate foarte bune într-un timp foarte scurt. Lucru care, de cele mai multe ori, nu se întâmplă. Ceea ce se întâmplă, în schimb, este succesul obținut după efortul zilnic, după studiu asidu, după o disciplină autoimpusă pe care să o practicați an de rând. Un alt lucru pe care aș vrea să vi-l transmit și care cred că e foarte important este să rămâneți optimiști. În ciuda și în pofida problemelor pe care le vedem că se derulează la granița țării noastre, în ciuda, în pofida epidemiei, care ne-a testat reziliența într-un mod teribil în ultimii 2 ani, vă asigur și cred că toți putem fi de acord că zilele pe care le trăim în această eră, să spun, sunt cele mai bune. Și nu pot să fac o paralelă și din punct de vedere profesional când mă refer la asta. Am început activitatea în anii 2000 și vă asigur că sistemul penitenciar nu avea grad de comparație cu ceea ce vedem astăzi. Și de aceea vă îndemn și vă adresez rugămintea să rămâneți optimiști, pentru că după 20-25 de ani, 30 de ani de activitate, sistemul penitenciar să fie evoluat în bine și să fie parcurs cel puțin distanța care a parcurs-o din anii 2000 până în prezent. În al treilea rând, aș dori foarte mult să fiți atenți la simboluri. Aveam o conversație cu un amic, servește și el tot așa, în uniformă de ceva zeci de ani de zile, și vorbind despre simboluri, a folosit un termen cu care eu nu sunt deloc confortabil și n-aș vrea să-l reproduc. Ori de câte ori se va întâmpla asta, să le spuneți interlocutorilor că simbolurile oamenilor care servesc țara în uniformă nu sunt și n-au fost niciodată subiecte de tratat așa cu ușurință.
va trebui să fiți, apropo de simboluri, punctuali, ordonați, cu ținuta impecabilă, fără cusuri, calm, stăpân pe situație, bun negociatori și cu spirit colaborativ. Nu în ultimul rând, foarte bine, foarte bine pregătiți în activitatea, în specialitatea în care veți activa. Cu muncă asiduă, purit de activitate accelerat și intens. Un simbol aparte îl reprezintă și relația spirituală cu Dumnezeu. Vă asigur că fără o relație specială cu Divinitatea, provocările pe care le veți întâmpina vor fi foarte greu de trecut, dacă nu chiar vor reuși să vă pună în dificultate teribilă și poate nici să nu reușiți să le treceți. Iată încă un reper care face parte din simbolistica polițistului de penitenciare și în general a oamenilor care servesc țara în uniformă. Încărcătura emoțională, sigur, că este foarte profundă și nu-i nimic în neregulă cu asta. Prin urmare, am să închei, nu înainte de a vă felicita pentru onoarea pe care ați adus-o celui de-al 25-lea an de la înființarea școlii și pentru obținerea primului grad în cariera de polițist de penitenciar. Să vă faceți datoria cu mândrie, să-i faceți mândri pe părinții voștri și în activitate să aveți cât mai multe împliniri. Mult succes! Promoție pe loc, repaus. Stimați invitați, în această zi importantă pentru noi toți, avem deosebită onoare să îl rugăm să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul Bogdan Ila, secretar de stat în Ministerul Justiției. Domnule primar, domnule director general, preacucernici părinți, stimați reprezentanți ai sindicatelor, stimate cadre didactice, stimați părinți, dragi absolvenți. Festivitatea de absolvire organizată în fiecare an de către Școala Națională de Pregătire a Agenților de Poliție Penitenciară Târgu Ocna pentru a marca debutul în carieră a fiecarei promoții de agenți de poliție reprezintă în egală măsură un moment de sărbătoare și de mare bucurie, atât pentru elevi, pentru părinți, cât și pentru personalul școlii. Sunt onorat că din împuternicirea Ministrului Justiției, domnul Cătălin Predoiu, am plăcerea de a vă fi alături în acest moment important, încărcat de semnificația și emoția rostirii jurământului de credință, moment care marchează finalizarea etapei de formare a agenților de penitenciare. Mesajul Ministrului Justiției, adresat atât absolvenților, cât și în general tuturor polițiștilor de penitenciare, este unul de apreciere pentru munca și efortul pe care le depuneți zi de zi pentru realizarea, în bune condiții, a tuturor misiunilor. Totodată, pe această cale, vreau să vă asigur de sprijinul pe care Ministerul Justiției îl acordă Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate,
în realizarea obiectivelor care țin de activitatea specifică, între care aș menționa creșterea capacității de cazare, obligația asumată inclusiv la nivel guvernamental, cât și de asigurarea tuturor condițiilor, atât pentru persoanele private de libertate, cât și pentru polițiștii de penitenciare. Deschiderea Ministerului Justiției și a Ministrului Justiției către sistemul penitenciar este una concretă și efectivă, manifestată inclusiv prin dialogul continuu cu reprezentanții celor 4 federații sindicale ale polițiștilor de penitenciar. Din perspectiva acestui dialog, reiterez angajamentul ferm al Ministerului Justiției referitor la egalitatea de tratament a polițiștilor de penitenciare în raport de familia ocupațională din care fac parte, astfel încât orice modificare să privească implicit și poliția penitenciară. Dragi absolvenți, momentul absolvirii reprezintă pe de o parte un moment de final în școlarizarea dumneavoastră, iar pe de altă parte un moment de început în afirmarea dumneavoastră profesională. Părinții și familia v-au oferit tot sprijinul, iar dascălii și școala v-au oferit formarea și cunoștințele necesare. Vă revine dumneavoastră, de acum, provocarea de a vă continua parcursul profesional astfel încât să vă desăvârșiți ca polițiști de penitenciare printr-o carieră fără cusur și, prin urmare, să vă faceți cinste vouă, familiei, dascălilor și, finalmente, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Ministerului Justiției. Dacă veți fi reușit să depășiți această provocare, veți putea să vă mândriți cu faptul că ați finalizat cu brio eforturile celor care v-au susținut. Vă transmit pe această cale încrederea Ministrului Justiției, domnul Cătălin Predoiu, în profesionalismul dumneavoastră și faptul că împreună ne vom atinge obiectivele instituționale și umane. Vocația profesiei dumneavoastră este în strânsă legătură cu respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, iar profesia de polițist de penitenciare trebuie să fie fundamentată pe pilonii profesionalismului și onoarei, având conștiința deplină că faptele fiecăruia dintre dumneavoastră se răsfrâng în bine sau în rău asupra reputației sistemului penitenciar și asupra Ministerului Justiției, pe care le reprezentați atât în timpul cât și în afara programului. Dragi absolvenți, vă felicit! Vă doresc succes, multă sănătate și vă transmit o convingere personală. Munciți până când nu va mai fi nevoie să vă prezentați. Domnul să vă binecuvânteze! Promoție pe loc, repaus. Sergiu Nicolaescu spunea: fără un sentiment patriotic, nu vom reuși să fim ceea ce vrem să fim. Într-o identitatea noastră națională și pentru a ne arăta încă o dată dragostea de țară, de popor și admirația pentru înaintașii neamului, vă invităm să intonăm împreună imnul de stat al României. Promoție drept. Promoție pentru unul înainte, prezentați, hai!
Promoție pe loc de pauză. În tradiția școlii, defilarea promoțiilor de absolvenți a reprezentat momentul cel mai impresionant, dedicat deopotrivă nouă absolvenților, dar și tuturor celor prezenți alături de noi. Promoția de anul acesta a fost pregătită pentru festivitatea de către membrii Catedrei de Instrucție a Tragerii și Pregătire Fizică, sub coordonarea șefului de catedră, sub comisar de poliție penitenciară, Mihai Gosau. Ceremonia absolvirii a fost condusă de domnul comisar de poliție penitenciară, Ionuț Rușinoiu, șeful Catedrei de Teorie și Practică Penitenciară. Formația de defilare va fi condusă de doamna comisar șef de poliție penitenciară, Manuela Chițoiu, directorul adjunct pentru învățământ al școlii. Mulțumim cu această ocazie conducerii flotilei 95 aeriană Bacău, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, pentru prezența fanfarei militare, a cărei acorduri solemne întregesc acest moment emoționant. Domnule secretar de stat, domnule director general, doamnelor și domnilor invitați, după defilarea promoției de absolvenți, vă rugăm să acceptați invitația de a participa la momentul solemn al dezvelirii plăcii de onoare și premierea șefului de promoție, care se va desfășura la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare. Toți cei prezenți și familiile absolvenților sunt invitați să viziteze școala și locurile care, vreme de un an, le-au fost casă foștilor elevi ai promoției 2022. Prezentatorii: agent de poliție penitenciară Alexandra Dumbravă și agent de poliție penitenciară Elis Dinculeanu își iau numele colegilor lor, bun rămas de la școală și de la toți cei care un an întreg n-au fost ca o familie. Vă mulțumim și vă asigurăm că nu vă vom dezamăgi. Domnule secretar de stat, vă rugăm să ne permiteți trecerea la defilare. Promoție drept? Promoție la drept? Da! Promoție pentru colonel. Înainte, mărș!
Dumnezeu.